Cer scuze pentru întârziere. Stimați invitați, doamnelor și domnilor consilieri, permiteți-mi să vă informez că sunt prezenți în sală 13 consilieri, din totalul de 19 care alcătuiesc Consiliul Local, fiind absenți următorii nemotivați: Florea Laurențiu, Titirișcă Florin, Neacșu Alexandru, Oprea Eduard, Popescu Dan. Doamna Stancu Iulian ne-a dat telefon și ne-a anunțat că are probleme de sănătate. Ca urmare, constat că sunt întâlnite prevederile articolului 40 aliniatul 1 din legea numărul 215/2001 a administrației publice locale, republicate cu modificările și completările ulterioare, și declar ședința legal constituită. Vă informez că la lucrările ședinței participă de drept primarul și secretarul municipiului Alexandria, domnul Victor Trebușin și domnul Iulian Burcal. Au fost invitați și se găsesc în sală persoane care au tangențe cu problemele de pe ordinea de zi, reprezentanți mass media și secretariatul tehnic. Permiteți-mi să vă întreb dacă sunt obiecțiuni la procesul verbal al ședinței din 25 noiembrie 2015. Dacă nu sunt, în conformitate cu prevederile articolului 42 alinia 5 din legea numărul 215/2001 republicană, modificările și completările ulterioare, supun la vot procesul verbal al ședinței din 25 noiembrie 2015. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cine? În unanimitate a fost aprobat verbal din 25 noiembrie 2015. În continuare dau cuvântul domnului primar Victor Trebușin, care prin dispoziția numărul 2298 din 27 noiembrie 2015 și prin adresa numărul 34.193 din aceeași dată, a convocat această ședință pentru a prezenta ordinea de zi. Poftiți, domnule primar. Mulțumesc, domnule președinte, salut mâna bună ziua și vă mulțumesc că ați răspuns solicitările din ședință extraordinară. Stimați colegi, vă prezentați următoarele proiecte de hotărâri care, într-adevăr, sunt urgente. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico economice pentru obiectivul de investiție în amenajare loc de joacă credința 1 din municipiul Alexandria. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului câștigător și a finanțării acestuia de la bugetul local prin programul promovarea sportului de performanță. Proiect de hotărâre cu privire la predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu Compania Națională de Investiții CNISA a amplasamentului situat în municipiul Alexandria, strada Vedea, numărul 4, și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții complex pentru stadion municipal din municipiul Alexandria, județul Teleorman. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCD 111/2013 privind declararea ca bunuri aparținând unui privat de interes local al unor terenuri din municipiul Alexandria, pe deficit interpelări. Vă rog să-mi permiteți, domnule președinte, să retragă pe ordinea de zi proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului acestuia de la bugetul local pentru programul promovarea sportului de performanță. Proiect de hotărâre cu privire la predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții CNISA, amplasamentul situat în municipiul Alexandria, strada Vedea, numărul 4, și asigurarea condițiilor în vederea executării complex sportiv stadion municipal din municipiul Alexandria, județul Teleorman, și să introduc pe ordinea de zi proiect de hotărâre cu privire la predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții CNISA, amplasamentelor situate în strada Alexandru Chica, 119, stadionul municipal și strada Vedea, numărul 4, municipiul Alexandria, și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții complex sportiv stadionul municipal din municipiul Alexandria, județul Teleorman. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, un imobil situat în strada Dunării, numărul 6C. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii duratei de realizare și a cheltuielilor necesare finalizării proiectului de școlar agricol cod SMIS 5302, a sa prioritară 3, îmbunătățirea infrastructurii sociale, reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și infrastructurii pentru formare profesională continuă, și proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii duratei de realizare și a cheltuielilor necesare finalizării proiectului, reabilitarea de post pentru familie, persoane adulte și copii aflați în dificultate, cod SMIS 3274, axa prioritară 3, îmbunătățirea infrastructurii sociale, reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale. Proiectele au fost prezentate la comisii și au primit avizele de rigoare. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă sunt propuneri cu probleme urgente care să fie cuprinse pe ordinea de zi, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Intrăm în ordinea de zi propriu-zisă și rog președinții comisiilor de specialitate pe domeniul de activitate să prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții
amenajare loc de joacă la Tineța Mărunt din municipiul Alexandria. Comisia juridică. Aviz favorabil. Urbanism. Aviz favorabil. Economică. Aviz favorabil. Învățământ. Aviz favorabil. Cultură. Aviz favorabil. Dacă sunt întrebări, propuneri, discuții. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cu 13 voturi, acest proiect a trecut. La următorul punct de pe ordinea de zi, rog președinții comisiilor de specialitate pe domeniul de activitate să prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotărâre cu privire la modificarea HR numărul 111 din 29.04.2013 privind declararea ca bunurile aparținând domeniului privat de interes local al unor terenuri din municipiul Alexandria. Comisia juridică. Aviz favorabil. Economică. Aviz favorabil. Urbanism. Aviz favorabil. Învățământ. Aviz favorabil. Cultură. Aviz favorabil. Dacă sunt întrebări la acest proiect de hotărâre. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Acest proiect a trecut cu 13 voturi. În continuare, rog președinții comisiilor de specialitate pe domeniul de activitate să prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotărâre cu privire la predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții CNISA a amplasamentelor situate pe strada Alexandru Dica, numărul 119, stadion municipal și pe strada Vedea, numărul 4, municipiul Alexandria și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții complex sportiv stadion municipal din municipiul Alexandria, județul Teleorman. Comisia juridică. Aviz favorabil. Comisia economică. Aviz favorabil. Urbanism. Aviz favorabil. Învățământ. Aviz favorabil. Cultură. Aviz favorabil. Dacă aveți întrebări la acest proiect de hotărâre. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? În continuare, rog cu 13 voturi, acest proiect a fost votat. În continuare, rog președinții comisiilor de specialitate pe domeniul de activitate să prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unui imobil situat în strada Dunării, numărul 6C. Comisia juridică. Aviz favorabil. Comisia economică. Aviz favorabil. Urbanism. Aviz favorabil. Învățământ. Aviz favorabil. Cultură. Aviz favorabil. Dacă sunt întrebări la acest proiect de hotărâre. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? 13 voturi pentru a reuși acest proiect. De asemenea, rog președinții comisiilor de specialitate pe domeniul de activitate să prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii duratei de realizare și a cheltuielilor necesare finalizării proiectului Ferma Grup Școlar Agricol. Cod SMIS 53102, axa prioritară 3. Îmbunătățirea infrastructurii sociale, DMI 3-4, reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă. Comisia juridică. Aviz favorabil. Economică. Aviz favorabil. Urbanism. Aviz favorabil. Învățământ. Aviz favorabil. Cultură. Aviz favorabil. Dacă aveți întrebări la acest proiect de hotărâre. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? 13 voturi pentru. În continuare, rog președinții comisiilor de specialitate pe domeniul de activitate să prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii duratei de realizare și a cheltuielilor necesare finalizării proiectului, reabilitarea de post pentru familii, persoane adulte și copii aflați în dificultate. Cod SMIS 32.174, axa prioritară 3, îmbunătățirea infrastructurii sociale, DMI 3.2, reabilitare, modernizare și dezvoltare și echiparea infrastructurii serviciilor sociale. Comisia juridică. Aviz favorabil. Comisia economică. Aviz favorabil. Urbanism. Aviz favorabil. Învățământ. Aviz favorabil. Cultură. Dacă aveți întrebări la acest proiect. Dacă aveți întrebări. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 13 voturi a reușit acest proiect. Ne mai fi și alte probleme de discutat ordinea de zi, declară închise lucrurile ședinței. Mulțumesc tuturor pentru participare. O zi bună în continuare.